Anunțul făcut de președintele Rapidului, Dumitru Moldovan, conform căruia un potent om de afaceri din zonă ar vrea să investească în echipa locală de fotbal, a fost confirmat de primarul Sucevei. Ion Lungu a purtat discuții cu misteriosul investitor și susține că acesta ar avea planuri mari cu gruparea din Areni. Primarul municipiului Suceava a anunțat că primăria va continua să financeze echipa locală de fotbal, la fel cum a făcut-o și în ultimii ani, dar nu vrea să se implice mai mult decât atât pentru a nu păți ca omologii săi din Bacău, Piatra Neamț sau Ploiești. Da, este vorba despre o firmă puternică și serioasă care acum tatonează piața și este interesată de o colaborare pe termen lung. În primul rând, noi nu suntem proprietarii echipei. L-am trimis pe respectivul om de afaceri la Rapid să se înțeleagă cu patronii de acolo dacă cumpără echipa sau fac fuziune. Investitorul mi-a spus că ținta lui este minim promovarea în prima ligă. Dacă era acum 10 ani, poate mă implicam și eu, dar în momentul de față ne vom limita să finanțăm echipa la fel ca în ultimii ani. Toți primarii care s-au implicat în finanțarea activităților sportive au ajuns în altă parte pentru că legea finanțării sportului în România nu este clară. Sigur că îmi doresc promovarea, dar nu în orice condiții, a precizat Ion Lungu.